Fero, iubim apa. La o nouă ediție Cine ești tu? Astăm de vorbă cu Diuri Fest, inginer la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Bine v-am găsit și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Pentru început, spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră, să vă cunoască clujenii mai bine. Dumneavoastră m-ați prezentat ca și Diuri Fest, dar numele meu oficial... numele meu oficial este Gheorghe, care vine de la Sfântul Gheorghe. Și ce vreau să vă spun, că are și o conotație arhaic-agricolă, numele acesta, care mi se potrivește la perfecțiune. De ce spuneți că mi se potrivește? Inginer agronom, legat de pământ, de plante, de vegetație, mi se potrivește. Partea cu balaurul e o altă poveste, deci balaurul i-am în capul meu și trebuie să fac față provocărilor în continuu. Și numele de cine a fost ales? De mama sau de tata? Asta nu știu să vă spun. În schimb, ce e interesant, că am și o latură feminină coreană. Gyuri este și nume feminin corean, din care nu pot să vă spun prea multe, atât că... Vă plac filmele coreene? Da, Kim Ki-duk, mai ales, ca regizor corean. Orezul îmi place. Da. În rest, cam atât despre numele meu. Și spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră, cu ce vă ocupați mai exact. Îngrijiți o colecție de cactuși impresionantă la Grădina Botanică. Îngrijesc o colecție de cactuși și mă strădui să duc mai departe ce am moștenit. Deci noi avem plante și în vârstă. Care este mare lucru să preiei o colecție deja formată, deci nu eu am creat colecția, ci... o colecție existentă să duc în timp mai departe până când pot. Dar cum a fost începutul carierei? Cariera mea, dacă intrăm adânc în trecut, probabil că am fost prima dată marcat în anii 60, cam în 68, când am fost cu maica mea și cu fratele meu în Ungaria și am vizitat un regizor de film. Pe cine? Care avea, nu contează, nu dau nume, care avea o colecție de cactuși. Și ca fiind copil mic, nu era voie să mă apropii de cactuși. Deci era un tabu să nu cad în răsadniță și să mi se întâmple ceva. Deci asta era fantastic acolo și doi... Aveau, ce m-a impresionat foarte mult, aveau un bunker săpat în grădină, era războiul din Vietnam și au făcut o copie a bunkerelor din Vietnam. Și ați intrat? V-a lăsat să intrați? Da. Și era fantastic pentru un copil să se tărească pe burtă și să meargă sub o clădire și acolo era o gaură săpată mare, ca și în filme. Da. Na, și a treia fază care m-a marcat acolo, că am reușit să strig gardul lor și aveam palpitații serioase, că au căzut tot gardul, de nu știu, nu mai țin minte ce am făcut. Na, deci cactuș, bunker. Atunci ați intrat în contact cu cactușii. Da, cu cactușii. Și mai târziu, sigur, ăsta poate că au rămas în mine undeva, erau cactuși foarte frumoși colorați. Care noi mai târziu am zis că bomboane Kojak. Deci alea clorofil deficitare, care sunt altoite pe un portaltoi verde ca să le susțină. Copilăria dumneavoastră, unde ați petrecut-o? Tot la Cluj și puțin dacă părinții erau în străinătate, atunci la Brașov, la Săcele Brașov, în Săcele Brașov, acolo. Câteodată am început și cu școala în septembrie, cu practicile de pe vremea aceea, cu recoltatul cartofilor și cum se începea școala prin zona respectivă. Aveați bunici acolo în Săcele? Nu, niște cunoștințe de familie și atunci cumva am fost plasați acolo ca și copii, ca să fim vara găzduiți de familia respectivă.
Cât timp părinții erau plecați? Cât timp părinții erau plecați, da. Și cum era să fiți despărțit câteva luni de părinți? Eu n-am avut nimic cu probleme din astea, că eu sunt foarte singuratic, deci nu să zic, marcat așa de lipsa părinților. Bine, până la o anumită vârstă, sigur, și eu eram atașat mai mult de mama, dar cam la grădiniță mi-o trecut. La grădiniță, cum țin eu minte, la secția maghiară eram cu probleme, deci nu mi-a plăcut și m-a transferat la secția română și acolo am devenit... Dar de ce nu v-a plăcut? Nu știu, nu mi-a plăcut mediul. Nu v-ați făcut prieteni? Nu mi-am făcut prieteni, nu m-am regăsit, era și începuturilor. Și după ce am trecut la secția română, acolo deja m-am simțit bine. Era o gașcă puternică și cu unii colegi de grădiniță am ajuns și la școală să fiu împreună. Mai aveți frați, surori? Da, am un frate mai mare cu 5 ani, care trăiește în Ungaria și este artist plastic. Deci o familie de artiști. Haideți să dezvăluim mai multe despre familie. Tatăl dumneavoastră e un artist cunoscut în Cluj-Napoca. Da, a fost, că a murit acum câțiva ani. Dar a rămas viu în memoria multor profesor universitar, da, la Institutul de Arte Plastice, cum se numea pe vremea aceea. Și eu am moștenit o anumită latură. M-am ocupat de ceramică, sculptură, film... Nici nu știu câte am făcut. Păi haideți să ne luăm cu începutul. Păi ar trebui mai mult de la cactus să ajungem decât partea asta, că astea sunt mici mișcări ameboidale ale mele. Știți? Deci mici încercări în care mă descoper, mă regăsesc, fac o perioadă, abandonez. Tatăl dumneavoastră v-a învățat artă. Nu. Nu, dar a contribuit prin faptul că m-a lăsat să fac ce vreau. Mai mult pe fratele meu l-a chinuit. Da, deci el fiind băiat mai mare, v-a văzut viitorul în el și așa mai departe. S-a și făcut artist, foarte talentat, etc., etc. Eu, fiind al doilea, deja nu mai era entuziasmul acela și eu am fost pus ca să desenez și nu știu ce, dar eu clar am hotărât că eu asta nu pot să fac. Nu, deci mie îmi trebuie o meserie serioasă legată de pământ, de ceva, și după aceea arta se poate face pe lângă o altă meserie care să fie, să asigure un anumit trai. Dar locuind totuși într-o familie de artiști, cum vedeați lucrurile? Considerați că nu se poate pentru trăi mine bine? Era normal. Deci pentru unul care nu trăiește în aceste condiții, este straniu, așa, da? Eu am cunoscut și oameni strani, care erau și mai strani decât familia noastră. Și chiar mi-a plăcut. Aveam un câine atunci, boxer, și... duceam în vizită la cealaltă familie și era o familie de doctor cu o bibliotecă uriașă și eu cât eram acolo stăteam în bibliotecă și citeam cărțile din biblioteca aceea uriașă pe domeniul medical și eu nu sunt medic. Vă interesa de atunci? Da, erau mai ales chirurgie plastică după războiul din Vietnam. Era foarte interesant tema. Acum, sigur, chirurgia plastică are altă conotație. Dar atunci trebuia să faci o față umană unui om desfigurat. Și ce vârstă aveați atunci, când aveați preocupările astea? Deci am avut o perioadă destul de dificilă când m-am dus către morbid ușor în toate temele. Asta deja era, cred că, ultimul an de liceu și după liceu. Dar am reușit să ies din zona aceasta în care urâtul am văzut cumva, am văzut și partea frumoasă a urâtului. Mi-au plăcut ca fotograf Diane Arbus, care toată viața ei fotografia niște monștri din acesta de circ sau cum să zic. Deci, oameni cu probleme care erau expuși publicului.
Și cum ați ajuns în contact cu fotografiile ei? Ați văzut cărți? Prin albume și mergând la Casa Matei, era biblioteca Institutului de Arte Plastice și împrumutam. Eu atunci deja fotografiam. Deci eu am început să fotografiez cam în liceu. La terminarea liceului n-am fost la festivitatea de încheiere a anului, fiindcă era un festival de diaporame la Casa Municipală de Cultură. Asta e de povestit. Unde am părinții și luat știau că n-ați mers? Cred că da, dar... Nu v-a păzat? Multe nu știau părinții, dar probabil știau, nu știu. Eram destul de independent, de mic. A fost mai atractiv festivalul. Da, fiindcă aveam o diaporamă care s-a numit Mașina Visurilor Mele. Era prima mea diaporamă. Dar ce înseamnă diaporamă, ca să explicăm? Diaporamă, un șir de imagini care sunt proiectate cu două proiectoare și o cuplare, o înlănțuire care se contopesc imaginile care se numesc fondue en genre. Deci imaginile intră una peste alta și eu am băgat un plus ca vis, un pahar am pus în fața obiectivului și mișcam paharul și atunci apărea un flu care era foarte interesant și nemai văzut până atunci. Și ați dus să expuneți acolo? Da, am luat premiul special al juriului atunci și după aceea m-am dus la chef după festivitatea de încheiere a anului. Dar eu n-am participat la propria mea, să zic, festivitate de încheiere a anului la liceu. Erați genul de elev care tocea sau prindea așa din zbor în clasă? Din păcate, noi am învățat să tocim, dar pentru noi a fost foarte important ca să învățăm în perioada respectivă și chiar ne trăgeam reciproc unii pe alții. Deci am prins un moment, eu am terminat la liceul de științe ale naturii pe vremea respectivă și era o școală puternică și prin noi atunci. Deci eram, pot să zic, elevi buni. Făceam și noi tot felul de prostii. Ca orice tânăr, năzbâtii. Ca și la vârsta respectivă și ne amintim cu drag. Ne povestiți una din ele? Nu. Ce vă vine acum în minte? Nu. Asta nu. Haideți pot acum. Nu. Una mai micuță, așa, deci făceam practică, de exemplu, la grădina botanică. Așa. Și noi am făcut 2 ani de practică la grădina botanică și 2 ani la Institutul de Chimie. Deci am fost cumva favorizați în perioada respectivă. Și la grădina botanică am făcut mici cocoloașe de noroi și pe ramuri de salgie aruncam pe institut cocoloașele de noroi, de exemplu. Și râdeam cum se lipește, inclusiv pe geamul directorului. Și nu v-ați gândit că va fi următorul nostru? Nu ne-am gândit. Deci noi spontan. Deci toate le făceam spontan. Și personalul grădinii botanice, bineînțeles, ieșeau scandaluri. La un moment dat am avut și nota 8 la purtare. Dar toate s-au rezolvat prin înțelegerea că suntem copii, prin înțelegere. V-ați trăit până la urmă tinerețea. Da, ați putea da, scrie eu pot carte. Să... Nu, niciun caz, că nu sunt atât de spectaculos. Nu, dar bă, la multe faze zic colegilor sau altor prieteni că eu zâmbesc ca Mona Lisa. Deci eu n-am un zâmbet din ăsta secret. Știți? Care ascunde ceva destul de adânc. Deci am făcut toate nebuliile tinereții. Și regretați vreuna? Nu. Sunt anumite probleme, deci anumite depășiri ale normalului care nu puteam după aceea să discut cu indivizii cu care am avut problemele. Deci dacă am putut discuta după 5 ani, 10 ani, s-a putut ierta faptul ce am făcut sau fapta ce am făcut, ne-am împăcat și totul a devenit ok. Cu cine n-am putut din cauza decesului sau nu știu ce, ăsta a fost ceva mai grav care a rămas cumva în sufletul meu.
Da, toți avem regrete. Da, da, da. Dar când vine vorba de nebunii, care a fost cea mai frumoasă nebunie pe care poate ar trebui să facă orice tânăr? Nu pot să dau așa exemple, că fiecare trebuie să fie original în felul său. Deci nu să vadă din filme și să imite ceva. Noi ne jucam de cowboy, că erau filmele atunci cu indieni. Și îmi spărgeam capul, de exemplu, că aveam un prun renclo daltan în grădina în care stăteam, în cartierul Grigorescu, și noi călăream prunul și bineînțeles că vroiam, ca și pe cal, așa să călărim de desubtul calului cumva. Și alunecam, sigur, de pe rambură și exact în cap cădeam. Na, și atunci, auleu, fugeam și primeam indicații prețioase, bătăi și... De la mama sau de la tata? De la mama un pic, de la tata numai când era foarte grav. Deci atunci trebuia să se răstoarne. Deci mama era cu disciplina. Mama, da, a fost destul de severă. Și cu cine ați fost mai apropiat dintre părinți? Cu mama, probabil, dar și cu tata am rezolvat problemele în ultima fază. Dar despre asta nu vreau să vorbesc. Povestiți-mi și despre perioada în care ați fost în Delta Dunării. Mi-ați spus că mergeați la muncă cu mai multe mijloace de transport, printre care și un avion. Da. Păi stați să luăm cumva în trepte, așa, cu pași mărunți. Deci am început cum am avut primul contact cu cactușii. Deci anii 68. După aceea bunica mea avea multe plante și iubea foarte mult florile. Aveam o grădină destul de mare cu grupuri de flori, cu arbori, cu pom fructiferi. Și tata era cu animalele. Mama deservea și una și alta și casa și tot. Deci ea ținea familia în mână cum ar veni. Și eu, după bunica, având câțiva cactuși, am început să prind putere. Am început să semăn niște semințe. Tata a avut porumbei și atunci aveam tot felul de grăunțe prin casă și am semănat cânepă pentru fuior. Bineînțeles că cânepa a crescut, a fost de 3 ori mai mare decât am fost eu și am fost foarte satisfăcut că, mă, ce plantă am reușit să fac. Și vă spuneam că bunica mea avea niște cactuși din astea mai modeste, specii mai modeste, zigocactus, care e crăciunița, echinopsis, deci niște specii cunoscute, banale, cum zicem noi acum. Și erau încet, accesibile atunci cactuși în comerț? Nu prea, dar eu, iubind atât de mult plantele, sau începând să iubesc atât de mult plantele, am început să caut. Deci în piață, când mă duceam în piața de flori, mai erau plante, erau în vitrinele farmaciilor, erau pe scările blocului, erau pe tot felul de curți și instituții. Erau locuri unde mă serviau cu drag și erau locuri unde mă dădeau afară, pur și simplu. Și mergeați pur și simplu și, da, și cumpărați plante? Cereați? Da, ceream plante sau cumpăram. Atunci încă n-am cumpărat, mai târziu am început din piață, mai luam, sigur, acolo era pe bani. Dar altfel ceream. Și așa am ajuns la cam 30 de specii, 30-40 de specii. În propria am avut grădină. Ca și copil, da, 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 în casă. Deci atunci încă nu aveam solar și sau răsadniță, mai degrabă sau seră. Și am avut deja plante destul de multe prin colegii de școală și așa mai departe. Și am luat și de la grădina botanică, atunci cred că prin 73 a fost asta, când m-am dus sus la grădină și am cumpărat plante oficial și am cărat acasă cu ghivece de lut. Era foarte greu pentru mine ca și copil să duc acasă, dar ce nu face unul din hobby? Și o perioadă am și... Era hobby-ul favorit.
Da. Atunci am și păstrat chitanța și am avut caiet ca și copii cu, cu tot felul de observații asupra plantelor și așa mai departe. Ca și copii, de altfel. Și la un moment dat, tatăl meu a văzut că sunt nebunit, deci deja aveam rafturi cu plante pe lângă peretele casei și era nebunie. Și iarna le țineam în casă pe o verandă neîncălzită. Și tata, la o ședință de partid în București, cum mergeau la București atunci, da, pentru conferințe, s-a întâlnit cu sculptorul Vida Gheza, care avea pe vremuri o colecție fabuloasă de cactus. Și a zis că, mă, fiul meu e nebunit de cactus, că nu poate să mă ajute. Și domnul Vida mi-a trimis un pachet cu 30-40 de specii, care după aceea m-a făcut să explodez. Deci atunci deja aveam o colecție serioasă. Deci era un pachet de puieți de cactus? Nu, plante mari. Plante deci mari. Odată încă țin minte și mirosul cu care era o substanță cu care erau stropiți cactușii, cu captan. Și mirosea specific și țin minte și mirosul, cum mirosea coletul și cu scrisul dânsului, fiecare plantă era ambalată în hârtie. Mi-au venit prin poștă niște plante superbe care nu ai acces la plantele respective. Numai un colecționar poate să le dețină. Deci nu sunt plante comune care se găsesc prin toate geamurile. Atunci încă nu erau acces la plante. Deci gândiți-vă, anii 70 nu era nimic. Deci nu e greu de ghicit că și de Crăciun dumneavoastră vă doreați sub brad cactus. Nu neapărat, dar eu îmi făceam micile cadouri și acum îmi fac mici cadouri, deci nu-i... Nu așteptați Sigur. Deci nu am probleme cu cadourile pentru mine, de să-mi fac surprize. Deci nu am probleme. Ăsta mi-a dat un start fantastic. Deci aveam 100 și ceva de plante, am început să cunosc și colecționari clujeni. La ora respectivă au fost câțiva, vreo 6-7 colecționari și în Cluj, cu colecții mai mici. Și având deja 100 de specii, eram de luat în seamă. Dar eram copil, eram un copil blond, cu pistrui, slăbănog, un fel de ingeraș. Deci și toată lumea, vai Giurică, așa, vai Giurică, pe dincolo, hai să-ți dau o plantă, hai. No, și eu cerceam regulat de la toată lumea, deci mergeam, primeam, până când la un moment dat era un profesor Imre, care avea o colecție destul de frumoasă, ținută pe un balcon. Și a venit, l-am rugat odată să viziteze și colecția mea, că nu eram, stăteam foarte aproape de dânsul, în cartierul Grigorescu. Și când au venit la mine, au zis că suntem colega. Deci suntem colegi deja. Deci au văzut colecția impresionantă deja mea, care era mai mare decât a dânsului și el fiind profesor universitar. Na, și o altă poveste... Și ce vârstă aveați atunci? E important de precisat. 13 ani, cam așa. La 13 ani. Ați egalat un profesor universitar. Da, cam așa. Deci alea sunt începuturile serioase deja de a colecționa plante. La școală deja aveam colecție serioasă când eram la școală. La biologie aveați numai note de 10? Nu, dar mă străduiam. Mergeam la olimpiade și așa mai departe, biologie. Nu eram bun la tocii, dar tot aveam un anumit stil de a învăța care era supărător pentru profesor. Adică? Că nu învățam logică. Nu am reușit să învăț logic anumite propoziții socialiste. Știți? Sau cum era atunci în cărțile de școală. No, și atunci eu am învățat cuvânt cu cuvânt, punct, virgulă și mi-a zis, cum adică? Deci așa, că eu rețin cuvântul și dau un alt sens sau găsesc eu ceva, cum să pun cuvintele una lângă alta. Și ăsta îl distrugeau pe profesor, că cum pot să înveți așa? Fiindcă eu logic nu puteam să învăț. Eu, pentru mine, era un haos propoziția respectivă. Și trebuia să pun din puzzle, din bucăți.
toată propoziția și, din păcate, eu la școală n-am învățat să învăț. Și ăsta regret foarte mult. Undeva din grădiniță ar fi trebuit să învăț științific să ne pună. Deci eu n-am învățat poezii ca și alții. Asta a fost iar un handicap, că nu aveam probleme cu treaba asta, că, domnule, să învăț poezia unui poet. Deși știu poezii, când am avut deja 2 de 3 la română, trebuia să învăț. Să vă scot, da. Da. Cine a fost refuzat? De zine? Sistemul sau...? Eu. Sistemul era ca atare, deci eu eram mai al dracului. Și ulterior, în adolescență, în tinerețe, când au apărut și primele iubiri, primii fiori ai dragostei, cum încercați să necuceriți pe fete? Ați dăruit și cactus? Deci am fost timid. Da, și toată lumea știa cu cactus. Dar nu, cu fetele am fost timid. Deci nu, eram un băiat din ăsta mai retras. Nu eram mascul alfa. Și da, pur și simplu aveam greutăți. Deși întotdeauna am avut prietene. De mic copil m-am jucat cu fetele mai mult de pe strada noastră. Și așa, dar și acolo făceam bucătărie, găteam cu noroi, cum se făcea atunci, și așa ceva. Și ce țin minte, la vecină aveau un morman foarte mare de fier vechi, care m-a fascinat. Deci era braiul pe pământ pentru mine să caut prin gunoaiele alea de fier vechi. Dar acum, dacă vă gândiți, fier vechi care se consideră antichități acum. Exact. Deci atunci erau fier vechi. Dar ce ați sperat să găsiți atunci? Am găsit tot felul de chestii care acum încă mai are fratele meu câteva bucăți. De exemplu, sticluțe de medicamente vechi. Deci începutul secolului trecut sau chiar 1800. Care erau foarte drăguțe, erau mini sticluțe colorate. Și noi am săpat gaură și căutam comoara, cum ziceți dumneavoastră. Dar noi n-am făcut ca și istoricii să luăm tot mormanul așa și să curățăm, ci pur și simplu am făcut gropi. Atunci săpam gropi în continuu. Și ați arătat cuiva ulterior colecția asta? Nu, de sticluțe nu. Fratele meu are o mai achiziție. Și fratele meu e hobist în multe domenii. Na, deci... Eu, pe lângă cactus, am mai avut alte hobby-uri, deci de la cutii de chibrituri, hârtii de gumă de mestecat, pachete de țigări. Nici nu mai știu, dar probabil cartușe. Din astea tot felul de chestii de război. Încă în anii 70 s-au mai putut găsi și pe dealul Hoia tot felul de căști militare sau obuze sau așa ceva. Și am avut destul de multe care am mai dat la prieteni, deci m-am lăsat de hobby-ul acesta. E foarte interesant, era o copilărie ca din cărți. Deci la noi, în familie, noi aveam colecție de cranii, de exemplu. Wow. De scoici, de fluturi. De ce de cranii? De cranii de animale. Deci am avut o colecție foarte mare care la urmă am vândut unui coleg de servici. Dar care avea era multe. Motivul sau ideea? Nu, pur și simplu era și anatomie, dar era o diversitate. Tata avea o cunoștință la... Deci avea cunoștință vânător și avea cunoștință și la muzeul zoologic. Și unele rebuturi sau care nu le trebuia, putem să facem rost și avem tot felul de chestii. Sau tata având porumbei, el a făcut, a reconstituit un schelet complet de porumbel. Deci avea foarte multe, să zic, hobby-uri din acestea în care am crescut și pentru mine a fost normal. Alții nu sunt atât de permisivi să ai colecție de cranii. Știți? Astăzi părinții le cumpără gadgeturi, tablete. Da, dar acum azi de plastic, atunci s-au us cranii, da, s-au us cranii adevărate, care îi valoare și non-valoare, deci depinde cine, de unde privește.
din ce unghi privim. Eu am crescut printre ăsta, n-am văzut că e morbid, după ce am trecut pe faza morbidă, dar altceva, deci am avut un prieten care avea un porc cu 6 picioare în formor. Alea mi-ar fi trebuit atunci, deci eram invidios pe el, eram știți? V-ați oferit să-l cumpărați. Care, da. Ați trebuit cu el? Nu, dar am vrut să dețin și chestii din astea și apoi, din perioada asta crescând, un pic am ieșit din zona asta. Dar nu sunt afectat sau nu am probleme, nu sunt tatuat, n-am... Și cum a fost după aceea perioada studenției și ulterior să ajungem și la Delta Dulnerii? Studenția a fost destul de grea, deci eu lucram la grădina botanică și de 2 ori am dat la facultate. Deci înainte am lucrat ca să încep cariera sportivă după școală, mi-a trebuit un certificat prin care să pot atesta că am lucrat în producție. La vremea... precizez că am terminat bacul cu 10, dar nu a avut niciun rezultat, nu a avut nicio valoare treaba asta de la ce? Vremea respectivă, fiindcă așa erau vremurile. Știți? După aceea a trebuit să mă duc... Familia avea simpatii politice. Nu. Nu. Și atunci de înțeles. Tatăl meu atunci era în regimul Ceaușescu, rectorul Institutului de Arte Plastice. Și a fost destul de nasol pentru el toată perioada. În schimb, el a fost, să zic așa, nu știu cum să zic, mai bine nu comentez. Am înțeles. Și putem să ne întoarcem atunci la perioada da, în care ați vrut după, să deci, am sportiv. Terminat școala, m-am dus în producție ca să am certificatul acesta să pot să dau la facultate. Mi-a trebuit carnet de tractorist. Carnetul de tractorist am făcut la Jucu, la ferma Jucu. Aici am făcut, ăsta am început cariera sportivă, vă spun, la APS, la în sere. Cu mari pile am ajuns acolo să lucrez. Cariera sportivă, până la ce vă referiți? Nu, cariera sportivă, între ghilimele spun, cariera... Da. Am crezut că mă interesa și sportul, fotbalul sau ceva. Nu, cariera sportivă mă refer așa în muncă meseria fizică. Muncă fizică, da. La lopată și la... Ajungând la APS să lopătez, cam într-o săptămână mi-am... epuizat toate temele posibile care le-am avut în cap și mi-am luat un radio mic ca să zdrângăne acolo pe lângă movila de pământ. Și așa... Altfel, era foarte plictisitor. Păi vă dați seama că 8 ore lopătam. Și de acolo... unul singur aveați și cu... Păi cam de unul singur, că fiecare făcea altceva și mai lucram și în grup. Dar ce era interesant, că am descoperit valoarea banului. Știți că până atunci mai eram destul de afacerist atunci, de a lucrând așa pentru bani și țin minte că am lopătat o săptămână jumate să-mi iau o saltea pneumatică poloneză atunci, care era mare lucru. După aceea am ajuns să lucrez la grădina botanică, acolo la APS m-am lăsat, fiindcă mediul e la destul de ostil pentru mine și nu puteam să învăț, deci eram frânt, pur și simplu. Și am ajuns la grădina botanică să lucrez prima dată ca sezonier și la APS lucram ca muncitor necalificat. Și ce făceați la grădina botanică? La grădina botanică am lucrat în pepinieră. La domnul inginer Făzăcaș, acolo am început și la cactus nu puteam să ajung, fiindcă eram persona non grata, având colecție de cactus, care nu pușca cu politica grădinii atunci, căci că fur și dispar plante și așa ceva. Înțeles. Știți? Și nu puteam să, numai câteodată am putut intra, supravegheat, în cămașă de forță, știți, în colecția de cactus. Și când ați ajuns în Delta Dunării? În Delta Dunării, după terminarea facultății,
Am fost repartizat în Delta, la Pardina, deci eu știam că nu o să apuc Clujul încă. La facultate am mai repetat un an ca să mai rămân în Cluj. Nu știam că Ceaușescu va fi împușcat. Și am vândut colecția de cactus încă în anii 80. Deci din 85 până în 88 cam am vândut colecția. Deci am avut cam 600 de specii atunci. Am avut seră deja. Cum v-ați putut despărți de el? Greu. Greu, dar am încercat să dau specii, genuri unui singur om. Deci am vândut cărțile, am vândut tot, dar am renunțat. Dar de împrejurări? Sau de nu, dar știam că o să fiu repartizat. Deci și atunci, pe vremea respectivă, soț, soții ajungeau în alte județe și eu n-am tras atât de tare la facultate ca să fiu printre primii, știți? Nici nu aveam capacitate și facultatea pentru mine era o chestie care trebuia să fac, dar ce mă interesa pe mine, de fapt, nu puteam să fac, știți? Și atunci era programa de învățământ prin care trebuia să treci, să iei examen, să primești diplomă. Dar ce vă interesa în mod deosebit? Păi tot atunci mă intereseau cactușii, deci cactușii, filmările, deci atunci deja filmam. După ce mi-am vândut colecția de cactus, mi-am luat prima cameră video și am filmele mele. Unde făcute exact în perioada... Filme artistice făceam. Deci eu nu făceam nunți și nu știu ca și alții, ci am făcut film artistic atunci. Deci după perioada de diaporamă nu era suficient pentru mine imaginea fixă. Așa. Și mă uitam la o furnică care merge pe un fir de sârmă și eram fascinat de mișcare. Știți? Și atunci am trebuia mișcarea care redă filmarea. Deci filmări artistice, ca să înțelegem, în natură? Da, da, da. Deci nu în natură, teme. Temele... Deci teme, da, da. Și film mai mărișor am făcut, dar din păcate e nereușit, fiindcă erau anumite probleme tehnice atunci, la vremea respectivă, dar tema era bună și m-a ajutat grup de actori și așa mai departe. Și deci eram prieten și cu arte. Nu, niciodată. Vă explicați prin faptul că era regimul comunist? Da, și după aceea când a venit Revoluția, prea repede s-a întâmplat. De cei care nu erau, au ajuns în primul rând. De cei care erau, cumva nu se băgau. Și eu am vrut să ajung la televiziune și când am văzut ce e acolo, nu m-am băgat. A ce era? Era prea mulți pe un loc. Nu numai, dar și atunci, deci, Seci zicea ce să face și așa mai departe. Deci era clar... Încă era influența... Deci nu eram copil de telejurnal sau așa ceva. Deci eu sunt atât de creativ încât nu puteam să rezist la așa ceva, știți? Să mă duc să filmez un accident, să mă duc să... Știți? Și apoi ce a urmat? A spus că v-ați vândut deci colecția. Deci nu, m-am vândut colecția și din banii, în loc să-mi iau o garsonieră, care regret și până acum că nu mi-am luat un apartament de bloc cu banii respectivi, mi-am luat cameră video și am început să fac filme. Când am terminat liceul, facultatea, pardon, am fost repartizat în Delta. Cum ați primit vestea că veți merge? Acolo m-am dus, ce este nostim, că m-am dus cu două avioane și un vapor la servici. Deci puține lucruri. Asta mi-a spus înainte să începem să filmăm și eu eram un copil destul de, să zic așa, nu ținut în puf, dar am trăit relativ bine față de alții. Da, copil de oraș. Da. No, și acolo am văzut partea neexistentă până atunci pentru mine. Deci așa era o lume într-o săptămână. O săptămână puteam să povestesc un an de zile atunci. Acum am mai uitat. Deci detalii, probleme. M-am lovit. Dar trebuia să ajungeți mai exact, ca să înțelegem și noi, să mergem pe fir, ca să luați trei mijloace de transport, a spus. Unde trebuia să ajungeți? Păi la Pardina, în Delta, pe brațul Chilia. Și Vame și m-a descoperit a treia zi, că străină acolo prin zonă. Deci era o lume fantastică acolo. Deci nu pot să zic în mod negativ ceva, dar negativ vedeam atunci lucrurile, că domnule, acolo nu trebuie să te bărbierești,
nu trebuie să te speli, nu trebuie să te piepteni, copiii mergeau la 10 la școală, tații erau la 9 beți. O lume deja, fără deci o lume, da, din astea care norme. Nu știai că dacă ești beat, atunci mergi pe partea rusească și te trimit înapoi sau, nu știu, eu dormeam pe ponton plutitor, ierbicidam stuful, deci am ajuns la o stațiune de cercetare care se ocupa cu distrugerea deltei și care după Revoluție s-a desfințat și s-a transformat, da. Eu eram de la stațiunea de cercetare și exploatare a resurselor naturale a deltei Dunării. Și dacă regulile erau să nu te bărberești noastră, ați respectat regula? Cu mine directorul nu a vorbit, că unul că sunt bosgor, doi că aveam repartiție de stat. Și atunci dacă șefii vorbeau ceva, mă trimiteau afară din sală. Dar era o lume cu regulile proprii, nescrise, erau tot felul de chestii care acum sunt teme de film. Deci toate filmele românești care i-ați văzut după Revoluție, despre asta vorbesc. Deci o lume în care un străin mai ales nu poate să imagineze că, de exemplu, un tractor funcționează non-stop fiindcă nu sunt baterii la tractoare. Și un tractor pornește celelalte tractoare. Dar unul trebuie să meargă 24 de ore din 24. V-ați făcut prieteni acolo? V-ați acomodat până la urmă? Nu. Ei au început să se împrietenească cu mine din motive financiare, să le mai plătesc o băutură sau așa ceva. M-am și gândit la afaceri cu alcool atunci, pe vremea respectivă. Știți că era spiritul sanitar, era valută. Dar erau vremurile respective. Acum nu știu cum este, dar acum e și acum e afacere. Dar atunci aveau oamenii barjele lor și câmpurile lor și partidul trebuia să anunțe că și cât timp intră acolo. Foarte puțin. După aceea m-am dus în armată. Și armata am amânat, nu știu, foarte mult timp și cu școala și m-am mai amânat și medical. Și atunci deja trebuia să mă duc în armată și m-a prins Revoluția la armată. No. Deci asta nu prea povestesc, că nu avem foarte mult timp. Am putea să facem două emisiuni cu dumneavoastră, la câte povești aveți. Dar spuneți-ne, ce faceți în prezent? Adică cum arată o zi obișnuită din viața În prezent mă ocup de colecția de cactus, care este o colecție foarte importantă dintre colecțiile grădinilor botanice și nu numai. Avem cam 1000 de taxoni. Dar a spus că era o regulă, că dacă aveți colecție... După aceea n-ați mai avut colecția? Nu, am vândut colecția și plantele care mi-au rămas, ghivecele, tăvi, tot am dus la grădină. Deci acum nu mai trebuie... Dar nu mai trebuie să am acasă. Deci asta nu e normal să am acasă cactus când am la servici. Deci acasă trebuie să ai un hobby. Serviciu-i servici și hobby-ul e hobby. Deci asta nu prea văd altfel. Deci să lucrez la o firmă de găini și să am și acasă găini, eu nu văd fantezie. Și acasă aveți totuși plante, flori, îngrijiți? Mă ocup de grădină, dar plante de apartament, flori de apartament nu am. Deci de grădinării, de curte, de proiecte am. Și ce vă relaxează cel mai mult? Ce vă place să faceți? Nu știu, așa, să vă spun, nu am ceva aparte. Deci multe mărunte fac și sunt destul de neliniștit așa din fire. Deci tot timpul fac ceva. Deci rare ori ajung acolo ca să fiu atât de, să zic, plictisit pus pe spate. Nu, și plictisit și blazat, dar și în alte probleme. Deci de obicei lucrez prea mult și atunci îmi trebuie și odihnă și... Mă relaxez pur și simplu citind sau stau pe YouTube și mă uit la documentare sau la... Documentare despre cactus sau plante? Nu, acum am căutat, acum două zile, deci când ați venit cu propuneri, am stat un pic pe internet, altfel nu caut, că nu-i sursă bună internetul. Sunt foarte multe greșeli și m-am spăimântat
faptul că sunt atâtea greșeli și la toate ar trebui să vă dau explicații că de ce nu așa, nu scrise corect. Deci sunt probleme, probleme, probleme. Referiți la informațiile despre plante? La informații despre cactus, la care să zicem că n-am taine. Deci în anumite domenii trebuie să citesc din mai multe surse, dar aici imediat îmi dau seama că vorbesc aiurea. Și marea pasiune sau dragoste au rămas cactușii? Cactușii de-au un anumit grup de plante, care se numește melocactus, și m-am străduit ca să specializez un pic colecția de cactuși. Deci să am o parte, să zic așa, un vis al meu ar fi fost, care tot mai puțin este posibil să o realizez, să facem colecții naționale. Deci de aceea avem grădinile botanice, ca să nu fim la fel. Și atunci să organizăm, să putem face o colecție națională de o specie cu tare, să nu avem toată lumea aceeași plantă, știți? Ci să fie Clujul tare în ceva, Iașul în altceva, Bucureștiul iar să aibă un anumit subiect. Și credeți că dezirabil visul se va împlini? Nu cred, că orientarea actuală este către parcul public, de obicei, a grădinilor botanice. Și la noi au apărut mașini din astea de cafea, de tot felul de astea. Avem o tonetă de înghețată, aștept să apară popcornul sau floricelele, nu floricelele, ci porumbul fiert și vata de zahăr și să fie un bâlci. Ca într-un parc. Deci pentru mine, grădina botanică trebuie să aibă o coloană, să ne ținem cumva cât de tare putem pe viitor, ca să nu devenim parc public. Pentru că am ajuns la final, spuneți-ne ce vă vine în minte când cineva spune cuvântul fericire, cu ce asociați? O mulțumire interioară și o liniște interioară. O aveți? Eu da. Cine se culcă seara să fie mulțumit de ziua respectivă sau de zilele, lunile, anii. Trăiți până. Da, trăiți. Și care e cea mai mare bucurie sau realizare a dumneavoastră? Am mici bucurii. Cea mai mare, așa iar ar fi exagerat, cea mai mare. Nu știu, mici bucurii, am tot felul de hobby-uri în continuare, tot felul de pasiuni. Ultima mea pasiune este o colecție africană de măști și statui, care zic că devine încet, încet importantă în județul Cluj. Și de unde ne-ați adus? Sunt cumpărate din străinătate și din Africa. Deci ați călătorit și în Africa? Nu. Am cumpărat numai. N-ați ajuns încă, dar v-ați dori? Da. Mi-ar plăcea, în schimb, sunt destul de ocupat în următorii 15 ani, să zic așa, cu alte proiecte și nu prea cred că voi putea călători. Deci am alte priorități. Mulțumim încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Și vă dorim succes pe mai departe în toate proiectele dumneavoastră. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN! Iubim apa.